Bun găsit, dragi telespectatori! Suntem împreună la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Suntem în acest timp sfânt al Crăciunului, al nașterii Mântuitorului și spre finalul anului. E timp de bilanț, e timp în care să privim un pic retrospectiv în anul pe care tocmai îl încheiem. Și e un moment în care putem să ne întrebăm ce a mers, ce nu a mers, care au fost așteptările, am reușit să le împlinim, am avut reușite, au fost momente de greutate. Și, bineînțeles, e un moment de bilanț, e un moment de retrospectivă și pentru noi, cei din biserică, pentru că privim la anul care s-a încheiat și dacă stăm și privim un pic în 2019 în biserica locală de Iași, în biserica romano-catolică de Iași, în dieceza romano-catolică, vedem că a fost un an foarte bogat, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu multe evenimente importante. Și tocmai aceasta este și tema ediției de astăzi a emisiunii. Vorbim despre ce s-a întâmplat în 2019, facem o retrospectivă a acestui an și facem acest lucru împreună cu invitatul meu din această ediție, cu un alt preasfințitul Aurel Percă, cel care la 21 noiembrie a fost numit noul arhiepiscop mitropolit de București. Bun venit în al preasfinția voastră și mulțumim pentru prezența în emisiune. Bun găsit și mă bucur să fiu la acest final de an împreună aici pentru a împărtăși câteva impresii din anul care se încheie. E adevărat că anul civil se încheie peste câteva zile, începe un nou an cu prima zi din ianuarie, dar în biserică, în biserica romano-catolică, un nou an pastoral începe cu prima duminică din Advent. Așadar, noi deja am început un an nou și ca să facem o introducere, pentru că poate unii nu înțeleg cum se desfășoară anul liturgic în Biserica Romano-Catolică sau poate mai aud vorbindu-se despre anul A, anul B, anul C, ce este cu aceste denumiri și cum se desfășoară acest an liturgic. Spre deosebire de anul civil, care începe totdeauna la 1 ianuarie, biserica are propriul an liturgic. Atât biserica catolică, dar și biserica ortodoxă. De exemplu, biserica ortodoxă începe anul liturgic la 1 septembrie. Biserica catolică, de rit latin, se începe de obicei cu prima duminică din Advent, care poate fi ori ultima duminică din noiembrie sau prima duminică din decembrie, astfel încât să existe 4 duminici până la sărbătoarea Crăciunului. Astfel, noi am început anul acesta, pe data de 2 decembrie, anul liturgic bisericesc. Și dacă privim un pic și în 2019 și în aceste sărbători pe care le-am trăit, cum însoțește biserica viața unui om? Adică merge în paralel cu anul civil, pentru că sunt aceste sărbători pe care le trăim în cursul unui an. Da, până la un punct mergem împreună, pentru că trăim în societate și nu putem să trăim într-o lume paralelă. Dar anul bisericesc, spunem că are o structură deosebită. De obicei folosim termenul cronologie sau timpul cronos, care este timpul obișnuit care se scurge de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Dar biserica are un timp specific care se cheamă kairos, termenul grecesc, dar înseamnă timpul de har. Pentru că acest an bisericesc vrea să ne apropie mai mult de tainele credinței noastre, astfel încât ritmarea unui an liturgic cunoaște Crăciunul, cunoaște din nou sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea Înălțării Domnului, este vorba apoi de Rusalii, coborârea Duhului Sfânt, dar și sărbătorile Sfinților, ale Preacuratei Fecioare Maria, Maica Domnului sau Sfinții Apostoli, așa încât în fiecare moment al anului liturgic ne apropiem fie de un mister, o taină din viața Mântuitorului sau de un sfânt. Și aș vrea să fac o asemănare
nu stăm pe loc niciodată cu anul liturgic. Închipuiți-vă că noi urcăm o scară în spirală și în fiecare an ajungem la același punct, dar suntem cu o treaptă mai sus. Așa încât acest an liturgic vrea să sugereze că ne apropiem și de Domnul în fiecare an. Sărbătorim același Crăciun, sărbătorim același Paște, dar suntem un pic mai sus. E adevărat. Dacă în ceea ce privește viața bisericească, anul pastoral decurge așa cum ne prezentați, privind în 2019, cred că putem să ne îndreptăm spre Dumnezeu și să-i mulțumim pentru atâtea haruri, atâtea evenimente pe care ni le-a oferit. Și chiar v-aș ruga să privim un pic și să vedem de la începutul anului până în această perioadă în care ne aflăm, care au fost evenimentele mai importante sau cele mai importante, să zicem, din anul 2019 în dieceza romano-catolică de Iași. Sigur că sunt evenimente de importanță mai mică care intervin la anumite date și care caracterizează un aniversar sau un eveniment local, parohial sau chiar diecezan, dar sunt evenimentele care practic ne marchează și am putea spune că 2019 a fost cel mai frumos an, cel mai înalt an din istoria diecezei de Iași. De ce? Probabil că intuiți. A fost vorba de vizita Sfântului Părinte Papa Francisc, care a pășit pentru prima dată în istoria bisericii pe plaiurile moldovene. A venit și în România, dar ne-am bucurat foarte mult că am avut acest vârf al vizitei suveranului pontif și la Iași. Dar legându-mă de alte evenimente, sigur că celelalte au fost, nu că au fost de mai mică importanță. Noi am continuat mai departe să trăim, de exemplu, ritmul obișnuit al sărbătorilor locale. Am avut, de exemplu, 134 de ani de la crearea diecezei de Iași, la 27 iunie. Trebuie să aniversăm și această dată, pentru că ne amintește de istoria dieceziei noastre de Iași. Am avut apoi sfințiri de preoți, care au văzut noi apostoli mergând în lume. Au fost sfințiți, de exemplu, în acest an, un număr de 18 tineri, 13 diecezani, adică din clerul secular, și 5 călugări. Toți aceștia, sigur că sunt o bucurie și au mers asemenea apostolilor să vestească Evanghelia la toată făptura. Dar spuneam că momentul cel mai important a fost tocmai vizita Sfântului Părinte Papa Francisc, care era așteptat pentru că noi deja lansasem o invitație și numele Conferinței Episcopilor pentru ca Sfântul Părinte să vină în România, dar în același timp au avut loc demersuri și din partea președinției și din partea guvernului. Iar data a fost o dată foarte fericită pentru noi, pentru că a venit în perioada 31 mai, 2 iunie. Avem și imagini de la acel moment important, dar dacă ne uităm un pic, noi știm că ați fost responsabilul direct al organizării vizitei, sau mai bine zis, întâlnirii cu Papa Francisc de la Iași, din ziua de 1 iunie. Și dacă privim un pic, cum a fost posibil? Cum a fost posibil ca să organizați în câteva luni o astfel de întâlnire și să rămână un moment memorabil pentru cei care au avut parte de aceste momente cu Papa Francisc? Omul are de învățat întotdeauna și noi am învățat în precedență din ceea ce a reprezentat, de exemplu, organizarea beatificării fericitului Anton Durcovici. Și atunci a fost o sărbătoare de amploare pentru dieceză, dar am învățat multe lucruri atunci că trebuie să lucrăm în echipă. Și am format o echipă imediat după ce s-a comunicat în mod oficial că Sfântul Părinte va veni în România. Eram vreo 50 și fiecare a primit o misiune și din data de 11 ianuarie, când am aflat că vine sigur Papa în România, ne-am pus pe treabă și așa am reușit să spunem noi să pregătim bine această vizită. Sigur că mulți au mai observat anumite lacune, omul nu-i perfect, dar cu siguranță că data viitoare, dacă va veni Sfântul Părinte, va fi și mai bine, dar nu ne grăbim pentru că deocamdată
purtăm încă în sufletele noastre bucuria acestei vizite, amintiri foarte vie și încă lumea care este foarte impresionată. Însuși Papa, pe care l-am întâlnit de câteva ori în această perioadă, își amintește de vizita în România și mai ales de Iași. Sigur că m-am bucurat știind că i-a plăcut foarte mult la Iași. A fost pe 1 iunie, o zi memorabilă pentru dieceza de Iași, pentru că nimeni nu s-a gândit vreodată că un papă, urmașul Sfântului Petru, la cârma Bisericii Catolice, va veni în România, la Iași. Și, bineînțeles, încă vin aceste ecouri și din partea papei, adevărat, dar și mulți oameni care își amintesc de acest moment. 1 iunie, Papa Francisc la Iași, în fața Palatului Culturii, bineînțeles, mai întâi întâlnindu-i pe cei bolnavi și bătrânii din Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină, de aici, de la Iași, de la noi. Mergem mai departe. După puțin timp a venit o altă veste de la Vatican. La 6 iulie am primit cu toții această veste că a fost ales un nou episcop pentru dieceza romano-catolică de Iași, în persoana monsignorului Iosif Păuleț. Această veste a venit, să zicem, în urma prezentării scrisorii de renunțare care a venit din partea preasfințitului Petru Gherghel, care a ajuns între timp la acea vârstă canonică de 75 de ani, indicată de dreptul bisericesc. Și a fost ales, spuneam, la 6 iulie preasfințitul Iosif Păuleț. După o lună, la 6 august, a fost și liturghia de hirotonire episcopală, dar și luarea în posesie canonică, nu, a diecezei romano-catolice de Iași. Ce a însemnat pentru dieceza de Iași această numire, venind, spuneam, și la 41 de ani de la împlinirea misiunii de păstor a preasfințitului Petru Gherghel? Și știm foarte bine că cei mai mulți ani din această perioadă i-ați fost alături. Da, preasfințitul Petru Gherghel deja aștepta de mult timp acest moment. Probabil că a fost lăsat să mai conducă dieceza, pentru că probabil cineva în Vatican se gândea că va veni papa la Iași și să fie o încoronare a unei activități îndelungate a preasfințitului. Nu știm sigur, dar probabil Providența a aranjat în așa fel încât după 40 de ani, preasfințitul Gherghel Petru să aibă bucuria să-l primească pe urmașul Sfântului Petru la Iași. Și cred că de aici pornesc toate după aceea, pentru că imediat după vizita suveranului pontif la Iași, s-au grăbit toate procedurile care canonice pentru numirea unui nou episcop. Desigur, 40 de ani sunt ani mulți, foarte multe rezultate, foarte multe realizări în această perioadă, dar totdeauna, ca peste tot, poate și o schimbare uneori survine și aduce o noutate. Noutatea a venit tocmai că a fost numit un episcop nou, puțin mai tânăr decât preasfințitul Petru, dar cu un nou elan și cu altă experiență, pentru că vine din pastorație, a fost mult timp paroh în diferite localități ale Moldovei, ultimii ani fiind paroh și decan în Bucovina. Iar această veste, desigur că i-a îmbucurat pe toți, pentru că totdeauna această schimbare a unui păstor înseamnă vitalitate, înseamnă că biserica merge mai departe, iar preoții care privesc totdeauna la episcop, ca la păstorul lor sau la cel care îi conduce, desigur că au așteptat foarte mult acest moment pentru ca să fie confirmați mai departe în activitatea lor și în planul lor pastoral. O bucurie, sigur că a fost mare pentru toți, pentru că era această continuitate. Iar preasfințitul Gherghel, sigur, fără să fie constrâns, fără să fie condiționat, așa cum prevede codul de drept canonic, la 75 de ani, deci cu 4 ani în urmă, deja s-a arătat dispus să renunțe la această misiune. Nu că ar fi fugit de muncă, dar pentru că voia să lase locul altuia ca să ducă mai departe destinele diecezei. Dacă vorbim de dieceză, vorbim de păstor, vorbim de episcop,
să amintim telespectatorilor noștri, care este rolul unui episcop în dieceză? Da, trebuie să pornim, fac un pic de etimologie, pentru că înțelegem altfel mai bine semnificația funcției episcopului. Episcopos vine din cuvântul de limbă greacă, care înseamnă supraveghetor. Sigur că nu luăm în sens strict de supraveghetor sau de paznic, dar episcopul este unul care veghează asupra unei porțiuni a poporului lui Dumnezeu. Este un teritoriu în care sunt credincioși, mai numeroși sau mai puțini, dar care sunt sub privirea directă a episcopului. Și episcopul este responsabil pentru, în primul loc, pentru cele spirituale. El este rânduit să conducă poporul, este rânduit să învețe poporul, este rânduit ca să dea și anumite directive cum trebuie să se comporte oamenii și cum trebuie să-și încadreze viața lor în viața societății. De asemenea, episcopul este părintele tuturor preoților. Preoții sunt hirotoniți, primesc puterea preoțească de la episcop, prin impunerea mâinilor episcopului. Ei sunt un pic, putem spune, oamenii episcopului în teren, în mijlocul oamenilor, pentru că episcopul nu poate ajunge totdeauna în mijlocul oamenilor, dar îi are pe părinții parochi, părinții vicari, care lucrează în numele episcopului. Și să trecem acum la un alt eveniment pe care nu l-ați amintit în al preasfinția voastră. E acea veste mare care a venit de la Vatican în ziua de 21 noiembrie, atunci când am aflat cu toții că Sfântul Părinte Papa Francisc v-a ales și v-a numit să fiți noul arhiepiscop mitropolit de București. Un moment important, am aflat apoi ulterior că ați și hotărât ca la 11 ianuarie următorul an 2020 să fie și luarea în posesie canonică a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Cum ați primit această veste? Cum ați aflat și, bineînțeles, cum ați recepționat acest lucru? Da, se spune despre Papa Francisc, este omul surprizelor. A făcut multe surprize de când conduce Biserica Catolică și printre ultimele surprize a fost și această numire a mea în misiunea de arhiepiscop mitropolit de București. O surpriză pentru că de obicei nu exista această tradiție în România de a pune un preot, de a numi un preot dintr-o dieceză în altă dieceză. Dar iată că Papa a făcut o altă surpriză, numindu-mă în această misiune, în locul înalt preasfințitul Ioan Robu, care și preasfinția sa, ajungând la limită de vârstă de 75 de ani, și-a prezentat demisia și Papa a găsit de cuvință să mă numească, nu știu dacă a găsit ceva bun în mine, dar sigur că privirile s-au îndreptat spre Iași pentru a aduce un ierarh la București și acest lucru m-a făcut să mă gândesc în primul loc la ceea ce a fost acum 70 de ani sau 71 de ani când un preot de la București a venit la Iași. Este vorba de episcopul martir Anton Durcovici. El era preotul arhidiecezei de București, a fost numit de Papa episcop de Iași și a venit știind în ce greutăți și ce probleme avea să se confrunte și, din păcate, nu a putut să păstorească mult dieceza de Iași, pentru că în 2 ani de zile a fost arestat și apoi știm cum a dispărut. Dar m-am gândit că poate era momentul acum ca să răspundem și noi, să meargă cineva la București. Nu știu dacă pot să mă compar cu acest titan al credinței și al mărturiei pe care a dat-o, dar mă gândesc ca un gest simbolic de a răspunde la provocarea pe care, în general, Duhul Sfânt o face de a merge acolo unde este nevoie. V-ați născut, ați crescut în Săboan, județul Neamț. Acolo ați descoperit și vocația de a fi preot, iar acum 40 de ani în urmă ați fost hirotonit preot. Din acel moment
Ați fost chemat la multe misiuni pe care le-ați împlinit în biserica noastră locală, în dieceza romano-catolică de Iași, perioade intense, în ultimii 20 de ani ați fost episcop auxiliar de Iași și dacă ne gândim un pic și facem o retrospectivă așa mai largă în toți acești 40 de ani, care au fost momentele sau care a fost perioada mai intensă pentru Înalt Preasfinția voastră? Este greu de făcut acum o ierarhie a momentelor. Desigur că au fost 40 de ani de activitate, din care trebuie să scad 5 ani cât a fost la perioada de studii, de specializare la Roma, așa încât îmi rămân 36 de ani, pe care în totalitate sau aproape am fost lângă Preasfințitul Petru Gherghel, mai întâi în calitate de administrator diecezan până la perioada căderii comunismului, pentru că până la acea dată nu era voie sau nu era posibil să fie un episcop la Iași, dar l-am ajutat ca secretar sau cancelar, deci în această perioadă, dar a fost și perioada în care eu am putut să mă dedic mult, foarte mult, predării diferitelor discipline teologice în seminarul nostru diecezan. Mi-a plăcut foarte mult pentru că pentru aceasta am fost trimis la Roma pentru a mă specializa, ca întorcându-mă să mă ocup de formarea viitorilor preoți. Perioada poate cea mai înaltă, frumoasă, a fost când am fost și rectorul Institutului Teologic, 4 ani de zile, în care am început poate într-o formă așa mai simplă, sumară, pentru că era încă vechiul regim, dar am putut după aceea, pentru că în acea perioadă a căzut regimul comunist, să contribui foarte mult la deschiderea seminarului la adevărata sa dimensiune, cu rector propriu, cu recunoașterea diplomelor elevilor și studenților, cu posibilitatea deja de a urma fără nicio îngrădire studii de specializare. Aș spune că aici, în sectorul de didactic, a fost o satisfacție, o satisfacție pe care eu, după ce am continuat-o, într-o formă poate mai redusă, pentru că în acești ani, până inclusiv acum, continui să predau disciplina teologie morală la studenții din Institutul Teologic. Dar venind la alt moment, sigur că cel mai înalt moment, poate pentru activitatea mea de episcop auxiliar, episcop ajutător al episcopului de Iași, a fost organizarea sinodului diecezan între 2001-2004. Un sinod care a însemnat o revizuire și o plasare a diecezei pe niște directive pastorale care sunt în conformitate cu directivele Conciliului Vatican al II-lea și cu învățătura ultimilor papi. Și aici a fost o provocare, pentru că a trebuit să mă ocup atât pentru formarea preoților, să înțeleagă ce înseamnă sinodul diecezan, dar mai ales pentru credincioși. Și a fost frumos. Ați fost, și-am amintit acest lucru, mare parte din perioada preoției în Înalt Preasfinției voastre, ați fost alături de Preasfințitul Petru Gherghel. Cum a fost colaborarea cu Preasfinția sa? Zic, foarte bună, poate chiar pot să spun excelentă. Ceea ce mi-a plăcut și m-a impresionat este faptul că de la început a avut încredere în mine și atunci când cineva are încredere, îți dă și mână liberă pentru a acționa, bineînțeles, știindu-i stilul, știindu-i dorințele pe care le are. M-am încadrat întotdeauna, dar m-am bucurat că nu am fost doar solicitat sau împins pentru anumite acțiuni, ci puteam să fac eu anumite lucruri, ceea ce l-a ușurat pe de o parte pe Preasfinția sa, să nu aibă grijă că un anumit lucru nu se face bine, ci a avut totdeauna încredere și cred că acest lucru m-a încurajat foarte mult și pot să spun că a fost o colaborare excelentă. Ne îndreptăm deja spre finalul emisiunii, ediției de astăzi și haideți să prezentăm telespectatorilor noștri această diferență, pentru că sunteți în Episcopia de Iași, veți ajunge în Arhiepiscopia de București. Care ar fi această diferență între o episcopie și o arhiepiscopie?
Da, o episcopie este, sigur, un teritoriu cu un anumit număr de parohii, de comunități. Arhiepiscopia, așa cum indică și numele, este o structură supradiecezană. Câteva dieceze sau mai multe dieceze dintr-un teritoriu, de obicei care fac parte din aceeași națiune, sunt grupate în arhiepiscopie și peste această arhiepiscopie este un arhiepiscop sau un mitropolit care, într-un fel, coordonează activitatea pastorală a acestor dieceze. Diecezele care intră în componența unei arhiepiscopii se numesc dieceze sufragane, adică sunt incluse și fac parte, nu jurisdicțional, pentru că un arhiepiscop nu are competență de a porunci sau de a se amesteca în treburile interne ale diecezei, dar pentru o coordonare pastorală și eventual pentru suplinirea unor lipsuri sau din cauza unor probleme care pot să apară, de exemplu, referitor la sănătatea episcopului și atunci el poate să intervină pentru a asigura programul pastoral. Deci este o unitate supradiecezană care vizează tocmai buna desfășurare a activităților pastorale. Cunoscând un pic, bineînțeles, și Arhiepiscopia de București, care ar fi așa diferențele între Episcopia de Iași și Arhiepiscopia de București? Mă refer ca structură, ca parohii, preoți. Cred că diferențe prea mari nu sunt, gândindu-mă că, pe de o parte, mulți credincioși sunt de origine din Moldova, au mers cu ani în urmă pentru motive de muncă în acest teritoriu, pentru că în Moldova nu găseau totdeauna un loc de muncă. Dar sunt și preoții care, în mare parte, provin din teritoriul dieceziei noastre de Iași sau, în ultimii ani, provin din arhidieceza de București, dar au urmat cursurile de formare pentru preoții la seminarul din Iași. Diferențe nu văd prea multe, pentru că suntem, practic, români, simțim la fel. Poate aș vedea o diferență că majoritatea parohiilor în arhidieceza de București se află la oraș. În Moldova sunt foarte multe parohii rurale, sunt la țară, deci oameni simpli, oameni care totdeauna au știut de un respect deosebit față de preot, față de biserică, față de credință. Pe când orașul totdeauna este o provocare, pentru că, sigur, sunt și alți factori care nu totdeauna sunt favorabili desfășurării vieții bisericești. Dar, sigur, că acest lucru este un aspect care face parte din peisajul, spunem noi, al bisericii actualmente, pentru că oriunde ai merge găsești probleme, provocări și biserica trebuie să le accepte cu multă deschidere. Și, în primul loc, păstorul care merge, care trebuie să fie, într-adevăr, păstor pentru toți oamenii. Peste câteva zile, 11 ianuarie, veți merge la București și veți lua în posesie, așa se spune în biserică, în dreptul canonic, în posesie canonică a acestei arhidieceze. Cu ce gânduri porniți la drum în noua misiune? Exact. 11 ianuarie va fi din nou un punct important pentru mine, pentru că, într-adevăr, pășesc într-o misiune deosebită pentru simplu fapt că mulți privesc spre capitală ca fiind acolo ceva deosebit, dar nu este. Este un arhiepiscop mai departe, un preot ridicat la rangul de arhiepiscop, care se va ocupa de problemele bisericești și ceea ce mă încurajează este că oamenii și preoții cu care am discutat în aceste zile m-au încurajat. Iar eu merg cu încredere mare în Domnul, pentru că, neștiind încă ce mă așteaptă, dar știu că Dumnezeu, dacă te alege pentru o misiune, îți dă și harul necesar. Și am încredere aceasta că voi avea parte mai departe de lumina Duhului Sfânt. Vă mulțumesc, Înalpreasfinția voastră, pentru aceste momente pe care le-ați împărtășit. Vă mulțumim și pentru tot ce ați făcut pentru dieceza de Iași și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă însoțească pe mai departe și la București și să-i păstoriți pe cei încredințați misiunii Înalpreasfinției voastre, cel puțin la fel de bine cum ați făcut-o la Iași.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați rămas alături de noi. Îl rugăm pe Domnul istoriei să ne fie alături și în noul an și să progresăm material, relațional, dar și spiritual. Până la o nouă întâlnire, vă doresc mulți ani și toate cele bune!